Fie că merg în vacanță, fie că merg la muncă în străinătate, Gorjeni așteaptă în fiecare zi la coadă pentru pașapoartele copiilor. Am venit să fac pașaport copilului. Este prima dată când ești scăl din țară? Nu, este a doua oară. Pentru ce tip de pașaport ați? Electronic. Al copilului. Este prima dată când ieșiți cu el din țară? Nu, de 8 ani. 8 ani și. Acum în vacanță? Cred. Dacă se obișnuiește, rămânem acolo. Pentru preschimbarea pașapoartelor. Pentru copilului. Preschimbarea expiră pe 28 august și trebuie schimbată. Este prima dată când ieșiți din țară? Nu, este a doua oară. Da. Mergem în vacanță? Nu. Stau în străinătate. Potrivit șefului serviciului de pașapoarte, odată cu vacanța de vară, a crescut numărul cererilor pentru eliberarea unui pașaport, cei mai mulți dintre solicitanți fiind copii. Numărul a crescut semnificativ. Avem aproximativ peste 30 de copii zilnic care vin pentru pașaport. Avem o medie zilnică, deocamdată, în jur de 50 pașapoarte zilnic și minori și majori, din care o mare pondere sunt, cum spuneam mai înainte, sunt copiii. Pentru a face față avalanșei de cereri, conducerea serviciului a hotărât să suplimenteze numărul ghișeelor. Costul unui pașaport electronic este de 302 lei, iar cel al unuia temporar 235 de lei.